Nosferatu, o simfonie a terorii, unul din cele mai importante filme mute și aș spune filme din toate epocile făcute până acum, un film novator, poate cel mai bun Dracula, un film la care s-a făcut muzică de nenumărate ori, dar muzică simfonică, muzică electronică și niciodată blues. Și de ce blues Nosferatu? Pentru că suntem la Brașov, Transilvania, acolo unde personajul Hutter din filmul lui Murnau, care a reinventat toată geografia lui Bram Stoker, mai puțin Transilvania. Deci un proiect foarte interesant pentru orașul Brașov. Și de ce interesant? Pentru că este făcut cu muzicieni locali care încearcă pentru prima oară și încearcă mâna pe un asemenea proiect. Și ce a ieșit? Să vorbim cu ei. Noi am ales Nosferatu pentru că e legat de Transilvania, pentru că vine aici și pentru că mie mi se pare că e cel mai bun vine film. Vine la Galați, prin Dardanele. De tipul ăsta. Pentru mine a fost minunat, pentru că a fost prima mea experiență. Am întâlnit niște oameni, niște instrumentiști, într-o foarte mișto. Nu știam și dimensiunea asta a lor. Și am avut o surpriză foarte faină. Dar da, a fost o idee foarte faină. S-a făcut destul de din scurt. S-a făcut în 3 luni. Cu trupa s-a lucrat efectiv în sala de repetiție, s-au lucrat 9 repetiții mari și late, grele, lungi. Dintre care una de 12 ore. Da, una a fost de 12 ore, celălalt a fost de 4, 5, 6, 7, 8, nu, 6 a fost cel mai mult. Da. Și, dar înainte de asta, Yoko și cu mine am stat, am uitat la film, am găsit idei, au fost și, cum să zic, au rămas idei cât pentru încă 2 sequel-uri după. Asta care da, uite că nu s-a gândit Murnau să facă un sequel. Da, dar mă trebuie să... Nosferatu se întoarce. Adică că Ovidiu și Costi au fost solicitați enorm la aici, că ei trebuia să țină baza, în timp ce chitariștii și Mihai, da, clar, noi ne-am distrat pe acolo, ne-am... Nu, în teme... secția ritmică, într-adevăr, a trebuit să fie ață și a reușit să fie ață. De film, că asta era pariu. Asta a fost pariu de la început. Vlad a fost puțin cam sceptic legat de treaba asta. Până și eu a fost sceptic. Legat acolo să mă întreg. Da, tu n-ai avut timp să fii sceptic. Tu nu ești sceptic de felul tău. La Rockstar nici nu știu când a trecut timpul. De serios. A fost așa un moment ăla de... Bine, ce povestim?
Dar a fost așa, m-am urcat pe scenă, a început spectacolul. La un moment dat am auzit că începe lumea în sală să se simtă bine și să aplaude în mijlocul, da, ceea ce nu se întâmplă în general. Și am început să zâmbesc și din momentul ăla a trecut așa, ca o briză. Îți minte când ne-am nimerit. Ca idee legat de muzică, foarte interesant din perspectiva mea a fost că muzica, până să ajungă la partea de trupă, a fost compusă cu o chitară acustică și un bas. Și aia a fost. Și alea au fost cele două instrumente. Și de aceea sunt foarte multe linii de bas, mai ales în momentele cheie ale filmului, care sunt foarte, foarte bine, care sună așa interesant și care se potrivesc, pentru că filmul în sine este un film glumit, este un film întunecat. Oamenii pe teme de genul ăsta, compozitorii caută o linie de pian, că nu, pianul te ajută și ne-am avut o singură, deci atât era, o singură linie de bas, mergea o singură linie de bas și pe aia a trebuit la linia de bas și pe aia s-a construit o temă de chitară, tobele cu clapa acompaneau și aici o piesă faină care să susțină toată ideea, dar chestia asta cu, cum e treaba aia cu basul când el intră în tunel acolo și cu flageoleți. Mm-hmm. Chestie simplă, dar atât de întunecată, nu mai știu cine mi-a zis ceva. Mi s-a ridicat părul ce la partea când am cântat. Tonalități pe care le-am folosit, nu neapărat intenționat, care au fost exact ce trebuie pe atmosfera filmului. Dar nu știu dacă a fost o chestie de accident sau... Cred că cel mai important... A ieșit bine. Din perspectiva mea, cel mai important e că am făcut simplu la început. Da, deci și am avut pe ce să dezvoltăm. Foarte, foarte simplu, că dacă eram cu... Cel puțin imaginația mea, eu aș fi făcut un pian, merge filmul și pe pian îți vin teme, dar pe pian îți vin anumite teme. Pe chitară îți vin alte teme. Pe orgă, alte teme. Pe flaut, saxofon, trompetă, hore și sârbă. Asta v-am zis, că pe mie. S-a făcut simfonic, s-a făcut jazz, s-a făcut prog, s-a făcut psihedelic, s-a făcut... Și mă gândesc acum că nu e foarte obișnuit ca o trupă de rock. Zicem că aici deja s-a asamblat, asta e o trupă de rock, să facă muzică de tipul ăsta, nici nu știu dacă e vreuna care a făcut. Da, uite, de exemplu... Pentru că tot ce s-a făcut, și Philip Glass e în stilul lui, Popol Vuh era o trupă de prog, da, crowd rock, da, și merge cu Vautul și așa, iar ăsta, Joseph Van Wezen, care e colaboratorul lui Jim Jarmusch și a făcut muzică la asta, e un drone chitar care începe așa de la folk și se duce în death metal. Și cam asta au făcut.
Și ce am văzut eu cu artete, adică poate cel mai sofisticat a fost Philip Glass și cu Tiger Lilies. Tangerine Dream au mai făcut pentru niște chestii, dar niciodată nu s-a făcut pe rock în felul ăsta și cu 6 muzicieni. Eu n-am văzut. E, și cu blues. Și nu știu. Nu doar. Bluesul e înferat acolo. L-am fierat. Înferat. Adică muzică originală compusă pentru filmul Nosferatu din 1922 al lui Murnau, care s-a cântat, deci s-a făcut muzică pentru el în toate variantele. Există, cred că sunt mai bine de 100 de variante, dar nici una pe stilul blues, de aceea a spus blues Nosferatu, cu cei doi cu tinții pe care îi vedeți, în stilul Royster Cult, Spinal Tap, Motorhead, ce vezi voi, deci va fi mai rock decât vă imaginați. S-a muncit foarte mult. Dar tipul ăsta de proiect pe care l-am văzut eu făcut în nenumărate, cred că prima oară a început DJ, era unul care băga, am văzut Ziga Vertov, omul cu mașină, țuc, 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 cu niște chestii și era, a început toată chestia asta ca o chestie în care recâștigi un public tânăr sau câștigi un public tânăr pentru niște filme care erau absolut datate. S-au făcut, dar toate lucrurile astea s-au făcut simple, fără mari valori de... Adică n-a făcut Pink Floyd, n-a făcut Deep Purple și-au făcut concertul lor. Fiecare a preferat să-și facă muzica lor ca să nu fie o muzică programatică. Da, adică da. E mult mai greu să vinzi o muzică programatică. Deși o nișă. Pink Floyd a avut ăla, Zabriskie Point-ul. Bine, da. Nu, dar era muzică de film. Da, Pink Floyd au făcut muzică și la Mor și la Valet și la Zabriskie Point, dar era muzică compusă pentru film. De asta zic, dar să iei... Să faci muzică pentru un film care deja care a fost, deja a fost s-a mai făcut și s-a mai făcut. Nu, e mult mai interesant să faci score original la Sorcerer sau la, nu știu, Risky Business, făceau Tangerine Dream. Sau... Dar a avut o primire mai bună decât m-am așteptat. Adică nu am avut niciun comentariu negativ. Eu am avut un... Stat de vorbă cu oameni după... Am gândit eu. Ei, bine, lasă de la niște... Nu, de dar la după, Rockstar, nu. După concertul de la Rockstar. Cum ați descrie proiectul într-un cuvânt? Awesome! Intens! Aventură, e... O odisee brașoveană. Da. 2023, o odisee brașoveană. Două cuvinte. Am terminat. A, eu n-am zis ce... Păi tu n-ai zis. Ba nu, am zis awesome. A, awesome. Eu aici am auzit trei cuvinte. O să-mi beau paharul cu vin. Sau ceva de genul ăsta. Hai la mulți ani. Doamnelor, a fost o plăcere. Și poate undeva, știi, în stele, în dimensiuni, cum ar fi să-ți vadă Murnau? Sau de muzica. Da, 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 muzica. Acum,